în ultimul episod din Alexandru cel Mare. Darius, regele perșilor, este învins decisiv de regele macedonean, iar Alexandru capturează întreaga coastă a Levantului și Egiptul. Dar nu se putea numi regele Asiei până ce Darius nu avea să renunțe la coroană. Îl las pe veteranul Stentor să povestească mai departe cea mai glorioasă bătălie a lui Alexandru, cea de la Gaugamela. După țara Egiptului am plecat spre Mesopotamia pentru a ne confrunta cu Darius Codomanul și pentru a captura străvechile cetăți bogate. Babilon, Susa, Persepolis, Ecbatana. Dar zvonurile s-au răspândit rapid că Darius a asamblat o armată inegalabilă, formată din nemuritori, mercenarii greci supraviețuitori, infanterie persană, arcași din Media, celebra cavalerie catafractă de șoc din Bactria și carele de luptă cu seceri la roți. Ba chiar a adunat și 15 elefanți. Cum de a reușit să-i strângă din India, nu știu. Rămâne un mare mister. Darius chiar se aștepta ca noi să venim direct pe Eufrat, în jos, așa că a aplicat tactica pământului pârjolit pe cea mai bogată provincie a Imperiului. Dar Alexandru era om deștept și ne-a dus la nord de râul Tigru, de unde ne puteam face rost de provizii din Arbela și Nisibis. Darius vede faptul consumat și mărșăluiește spre Gaugamela ca să ne intercepteze. Lângă un loc numit Cocoașa Cămilei, adică Gaugamela, ne-am pus tabăra, iar generalul persan Mazeus a eșuat în a ne lua prin surprindere. Rapid ajunge Darius cu întreaga armată la locul cu pricina, dar nu îndrăznea să ne atace, deoarece se întuneca și noi eram pe teren înalt. Eu eram camaradul lui Alexandru și un ofițer de rang înalt, iar regele nostru a făcut un consiliu de război în acea seară. Parmenion l-a sfătuit să lanseze atunci un atac de noapte, dar Alexandru i-a răspuns: "Nu am să las întunericul să-mi ia victoria." A avut dreptate, căci perșii nu au putut dormi de frica acestui atac nocturn, iar noi ne-am odihnit. Regele nostru a înălțat rugăciuni către Deimos și Phobos, adică teroarea și frica. Apoi a stat de vorbă cu mine, întrebându-mă de casa mea și de viața pe care o duceam înainte de a ajunge în armată. Mi-a spus să mă duc să mă odihnesc, că șansele erau împotriva noastră și că a doua zi aveam nevoie de toată vigoarea. A doua zi cele două armate s-au aliniat în aceeași formație. Noi ne-am pus falanga comandată de Crateros în centru, cavaleria tesaliană sub Parmenion pe stânga și unitățile de Hetairoi, unde mă aflam eu pe dreapta, comandată de Alexandru. Regele nostru a ordonat ca flancurile să fie un pic curbate, ca să absoarbă un eventual atac în forță. De asemenea, flancul drept a fost un pic mai proeminent decât restul armatei pentru a aplica planul discutat în secret cu o seară înainte. Perșii au pus infanteria în centru ca să-l înconjoare pe regele lor. Cavaleria a fost pusă pe ambele flancuri, iar carele cu seceri în fața liniei. Bătălia a început pe câmpul unde perșii puteau să profite de numere. Alexandru ne-a întins flancul drept, iar perșii ne-au imitat, numai că inamicii și-au pierdut răbdarea și cavaleria de pe stânga lor a atacat. Grupul nostru a șarjat și el în frunte cu regele nostru și încleștarea a fost intensă. În acest timp pleacă și carele la atac, numai că oamenii noștri au fost instruiți ca în ultimul moment să formeze șanțuri în linii pe unde să treacă inamicii. A fost un masacru. Cei care nu au fost doborâți de javeline au ajuns în zidul de suliță impenetrabil al falangei. Flancul drept persan de cavalerie atacă și el și îl izbește pe Parmenion, numai că vulpea bătrână a trecut prin astfel de situații și la Isos și ține linia eroic, deși cavaleria bactriană provoacă pierderi grele. Grupul nostru de Hetairoi pune pe fugă blocul persan cu care se confrunta,
și se mută la ordinul lui Alexandru un pic mai la dreapta. Darius vede că falanga noastră era acum descoperită și trimite toată infanteria de elită la atac. Numai că asta era momeală. Regele perșilor a rămas descoperit. Atunci Alexandru ne-a luat pe noi, camarazii lui, și a atacat direct grupul regal. Am fost la câțiva metri față de Darius. Câțiva metri, iar Darius a dat bir cu fugiții. Iar după el a fugit întreaga armată, mai puțin flancul drept, care încă se lupta cu Parmenion. Alexandru a fost tentat să-l urmărească pe Darius, numai că a vrut să-și ajute bătrânul general și l-a scăpat din ghiarele bactrienilor. Noi am adus pe câmp 40.000 de soldați, dintre care au murit doar vreo 1.200 de oșteni, majoritatea fiind cavaleriști. Perșii au adus 100.000, dublu, și au pierdut 40.000. Calea spre Babilon era deschisă, iar orașul ne-a primit cu un aer de sărbătoare. La fel s-a întâmplat și în Susa. Regele ne-a lăsat să ne odihnim puțin, dar trebuia să continuăm marșul. Atâta timp cât Darius purta coroana, Alexandru nu putea fi regele legitim al Imperiului Persan. Următoarea țintă, Persepolis, vechea capitală, numai că drumul ne era blocat de o armată într-un defileu numit Porțile Persane. Mult timp ne-au ținut perșii la distanță, până când un păstor ne-a arătat o potecă separată care ducea în spatele liniei persane. Bătălia de la Termopile a fost răzbunată. Odată ajuns în Persepolis, am prădat orașul din cauza rezistenței. Nu am luat parte la așa ceva, deoarece consider că prădatul este barbarie și distrugere de cultură. După Persepolis am luat urma lui Darius spre Ecbatana, numai că l-am găsit mort pe marginea drumului, ucis de unul dintre generalii săi. L-am înmormântat cu onoruri militare ca pe un rege, iar pe asasin l-am executat. În sfârșit eram stăpânitorii de drept ai Asiei, iar campania ne-a dus mai departe, spre Raga, Susia și Proftasia. Păcat că regele nostru s-a schimbat de când a ajuns pe tronul Persiei. A început să aibă pretenția ca oamenii să îi se închine, când în trecut el era omul care îi trata pe restul ca pe egali și a început să bea fără măsură. Înainte avea obiceiul să ierte pe cei care îi greșeau, dacă în spate se aflau doar zvonuri, dar acum i-a omorât pe Parmenion și pe fiul acestuia doar sub zvonul că aceștia complotaseră împotriva lui. Totuși s-a trezit la realitate când l-a omorât pe Cleitus, cel care i-a salvat viața la Granicus, în timpul unei partide de băut. Caracterul bun i-a revenit, dar prietenii săi nu mai puteau fi în viață. Următoarea campanie ne-a purtat spre Bactria și spre Hindu Kush, dar a fost deosebit de grea, deoarece locuitorii provinciei erau luptători de gherilă și ne-a luat mult timp până să-i dovedim. Am trecut munții în plină iarnă, sufeream de foame, dar victoria era a noastră. În acei munți, regele nostru și-a cunoscut viitoarea soție, pe Roxana, iar acum visa să cucerească India. Noi eram extenuați, dar am continuat drumul și am ajuns în cetatea Taxila. Regele Porus, un puternic conducător indian, a aflat de armata noastră și a adunat o mare armată formată din elefanți, care și mulți arcași, și a hotărât să ne înfrunte în anul 326 înainte de Hristos la râul Hidaspes. Dar asta este o altă parte din poveste. Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, abonați-vă la canal, dar nu uitați, distribuiți, share-ul m-ar ajuta cel mai mult, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe persoane să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!